Și acum o să mergem la peretele de 80 de centimetri. Dublu click dreapta pe el, l-am preluat. Da? Mă duc în colțul de jos al acestui perete. Da? Și dau un click în colțul de jos. Click. În momentul ăsta, vedeți că mie mi s-a agățat peretele. Da? Mă duc cu mouse-ul în sus și tastez 2,8. Enter. Escape. Încă o dată escape ca să ies din funcție. Și mi-a făcut o măgărie. Mi l-a prelungit pe ăsta în continuare și mi l-a mușcat pe ăsta de cărămidă. De ce? Pentru că peretele de beton avea o prioritate mai mare. Da? Cum fac acum ca să mi se prelungească peretele ăsta până jos și să nu mai mi se taie? O să dau intersecție element, și anume peretele ăsta, cu o linie. Care linie? Linia asta de aici, da? Deci, clic dreapta pe el, intersecție element cu linie, și pot să dau inclusiv linia asta ajutătoare de aici. Clic și mi l-a decupat automat. Foarte simplu, da? Da? Deci, clic dreapta pe elementul din care vreau eu să scurtez. Vreau să intersectez cu o linie, da? Intersecție element cu linie. După care pot să dau clic exact pe linie, să zicem chiar și pe linia asta de ajutătoare din spate. Și mi l-a decupat fix după linia aia. Da. Și escape, ca să ies din funcție.